Crucea Roșie, filiala Călăraș, a distribuit în ultimele zile mai multe donații către spitalele din județul nostru și unitățile administrativ-teritoriale. Mai multe detalii primim de la Aura Giurcă, director Crucea Roșie, filiala Călăraș. Treceți printr-o perioadă foarte aglomerată, aveți foarte multe donații de distribuit. Dați-ne câteva amănunte. Păi, săptămâna trecută am primit în 3 zile diferite 3 camioane cu donații. Am primit de la sediul central al Crucii Roșii Române produse de protecție, produse de dezinfecție, domestos, măști, mănuși, vizete și alte produse, casetul, geluri de-astea. În afară de asta am primit donația de la Coca-Cola România, care a venit țintă pe instituțiile din prima linie. Am mai primit produse de la firma Müller, care au mers către asistații sociali, persoanele cu venituri mici de la noi din județ, în 3 localități, pentru că a trebuit să ne mișcăm foarte repede și să le dăm oamenilor, să se bucure de ele cât sunt proaspete. Am primit de la sediu central monitor cu imprimantă. Am primit 2 monitore cu imprimantă, special pentru Spitalul Județean de Urgență Pompeia Marian Călăraș. Cred că ți-am spus deja data trecută că am primit și un aparat de ionizare și filtrare a aerului pentru Oltenița de la Fundația Prețuiește Viața Andrei Marin, plus foarte multe materiale de dezinfecție și de mâini și de suprafețe, extraordinar de folositoare în perioada aceasta, după cum mi-a confirmat și doamna manager. Și mai primim. Urmează să primim acum niște ventilatoare, aparate de ventilație, care vor merge pentru spitalul COVID, sigur, de la Oltenița, și mai vedem. Sunt anumite donații care vin cu destinație directă, bine stabilită. Întotdeauna vin cu direcție pentru instituțiile din prima linie. De exemplu, produsele de dezinfecție, măști și mănuși, trebuie să le dăm 90% merg pe spital. Indiferent că e spitalul COVID. Deci merg spitalul Călăraș, spitalul de urgență, spitalul COVID Oltenița și spitalul DPC tot de aici din Călăraș. Produsele pentru suprafețe și pentru mâini, care au venit la bidon de 5 litri. Am putut să dăm și către jandarmerie, și către ambulanță sau către poliția județeană. Și, bineînțeles, am măști și mănuși, dar cantitate mai mică, pentru că așa a dorit donator. Cum vă descurcați cu distribuirea produselor? Știu că nu aveți mașină. Într-adevăr, nu avem mașină de transport. Nu avem mașină nici de dus pe drumuri scurte, pe aici, prin oraș. Dar mașină de transport, camion, nu avem. În schimb, avem o relație extraordinar de bună cu Jandarmeria Călăraș, Inspectoratul Județean de Jandarm Călăraș, care nu a existat dată să le cer ajutorul și să nu ne ajute. Cu camion, cu oameni încărcat, oamenii, ce să spun, au fost extraordinari și să sperăm, eu sper în continuare la o relație la fel de bună și pe viitor, pentru că n-am cuvinte. Dacă nu erau ei, nu se putea aduce pe Călăraș nimic. Deci în astea 3 luni de zile numai ei ne-au ajutat cu transportul. Dacă de mașină ați făcut rost și v-ați descurcat într-un fel, cum vă descurcați cu forța de muncă, oamenii? Tot de la jandarmerie sau? De multe ori avem și jandarmi care sunt voluntari la Crucea Roșie și vin din timpul lor liber și ne ajută la încărcat, la descărcat, la distribuit. Avem și de la ISU angajați care sunt voluntari la Crucea Roșie și tot așa vin și ne ajută. Dar baza sunt voluntarii noștri, care sunt copii. Cei mai mici care au venit în perioada asta sunt clasa a 10-a. Dar avem voluntari care sunt doamne de 6-8 ani de zile și acum sunt majori, ne ajută. Ei acum sunt la București, la încărcat și se întorc marcă, ei descarcă, ei încarcă. Oameni dedicați. Dacă ar fi să vorbim despre activitatea Crucii Roșii, știu că organizați niște cursuri. Le-ați început? Ați reluat cursurile? Da. În momentul de față, Crucea Roșie Călăraș este autorizată pe 5 cursuri. Îngrijitor bătrân la domiciliu, babysitter, infirmier, brancardier și asistent personal al persoanei cu handicap grav. Avem 2 grupe de infirmiere în Mureș, în județul Mureș, 3 grupe de asistent personal în județul Vâlcea, avem îngrijitor bătrân la domiciliu în Brașov, avem pe Călăraș 2 grupe de infirmiere și una de brancardier.
Și în momentul acesta știu că în perioada situației de urgență au fost blocate aceste cursuri. Da, a trebuit să prelungim, adică s-a pus pauză și acum reluăm de unde am rămas, am făcut o singură lună de teorie și acum se mai prelungește cu încă 5 luni. Nu avem altă soluție, pentru că încă este problematic cu practica în spital. Ne-am amenajat aici o sală de practică cu pat de spital, cu manechine. Vă invităm săptămâna viitoare când o să fie gata să o vedeți. Vom face grupe, chiar astăzi între ora 9 și 2 le-am spus fetelor să vină și să vedem cum facem grupele de practică, pentru că am zis 3 persoane, eu și instructorul, ca să nu ne aglomerăm, trebuie să le asigurăm mască și mănușă acolo unde nu au ele și să facem, adică este greu să faci practică într-o cameră mai mică decât asta cu 10 persoane. Trebuie să și învețe ceva. Sunt 3 persoane și instructorul învață o oră jumate, două, altă grupă, că e mai bine așa. Sunt mai atente când sunt mai puține. Se mai fac înscrieri? Persoanele interesate vă pot contacta? Da, sigur că da. Sediul nostru e deschis oricum între ora 8 și ora 4, zilnic, ora 16. Și avem disponibilitate pentru orice fel de curs. Din cele 5 pe care le-am enumerat, mai avem câteva persoane înscrise pentru mediator sanitar, dar nu putem să începem până nu avem o grupă de 10.